Mogo, felicitări pentru încă o victorie. Aș vrea să vorbim pentru început de meci. A 16-a victorie, un scor cu care nu suntem obișnuiți, mai strâns astăzi. Da, bună ziua, mulțumim pentru felicitări, dar este normal. Cei de la Ungheni îi știm și i-am știut și din tur, ne-au pus probleme, la fel ca toate celelalte echipe, pentru că de asemenea joacă cu Corvinu și este normal să își dea viața pe teren cu noi. Suntem mândri, suntem bucuroși că am câștigat în acele 3 puncte, era și normal să câștigăm, dar cu puține dificultăți, dar suntem ok, suntem ok. Bine că suntem sănătoși și am ieșit sănătoși și este totul bine. Îi simțiți pe adversari mai atenți la ceea ce faceți față de cum era în prima parte a campionatului, pentru că sunteți neînvinși? Normal, normal. Pentru ei să joace cu Corvinu este ceva special. De asta toată lumea vine, mai ales când jucăm acasă, toată lumea vine cu vână, vin pregătiți și își dau totul când joacă cu noi. Mogo, care e secretul? Sunt totuși 16 victorii, doar o singură remiză. Dacă n-ar fi fost asta, era totul pe linie. Unde stă secretul reușitelor voastre? Cu antrenamentele, ne pregătim bine, mister ne antrenează bine, stafful. Suntem la antrenamente și în perioada de pregătire a fost totul bine, după cum știți, am câștigat toate meciurile. Și suntem bine pregătiți, ne antrenăm bine și ne dorim promovarea. Cum stați cu capacitatea aceasta de a vă motiva în sensul în care sunteți la atâtea puncte avans, urmează un play-off care nu știu cât mai poate schimba datele problemei? Trebuie să fim atenți pentru că suntem profesioniști, de asta suntem aici, trebuie să câștigăm, să promovăm și nu trebuie să luăm bătaie deloc, pentru că nu ni se cuvine chestia asta, suntem pregătiți. Ați apucat să aruncați un ochi și peste cealaltă serie sau sunteți doar concentrați 100%? Nu ne interesează de alții, noi trebuie să ne vedem punctul nostru, să ne obținem locul și poate nu ne uităm în alte părți, ne vedem de fața noastră. A fost un meci special pentru tine pentru că cu doar o zi înainte a venit acea scrisoare de convocare pentru tine. Spune-ne cum ai primit acest mesaj. Da, sunt foarte, foarte, foarte mândru. Mă bucur că am primit convocarea, dar nu vreau să rămân doar cu această convocare, cu bucuria de acea foaie. Vreau să joc bine acolo, să demonstrez și să fie bine pe viitor. Te întâlnești acolo cu un hunedorean, Bogdan Lobonț. Da, cu Bogdan Lobonț. Este o mândrie pentru mine lucrul acesta și de asta nu vreau să fac de râs clubul Corvinu și vreau să fie totul perfect. Mai ai pe acolo foști colegi sau băieți cu care te-ai intersectat până acum din generația ta? Mai știi pe cineva? Deocamdată nu știu, dar pe parcurs și pe viitor sper să-i mai întâlnesc. Cât de importantă e pentru tine această convocare în ideea în care ai venit la Hunedoara după o experiență în Italia? Practic, Corvinul e un nume important în cariera ta acum la început. Este foarte important, normal, și îmi doresc și ca ceilalți colegi ai mei să primească la fel o convocare ca mine, pentru că este foarte important și pentru ei. Ce să vă spun, sunt fericit, mă bucur să joc bine și să fac totul cum trebuie. Este normal, joc la Corvinu, v-am mai spus, și trebuie să fac clubul cu mândrie.